Consilierul municipal al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Nichita Țurcan, a propus testarea sistemului de bilete electronice unice pe liniile autonome de transport public din Chișinău. Nichita Țurcan a amintit că pe 22 decembrie anul trecut șeful Direcției Transport și Căi de Comunicare din Primăria Capitalei a promis că la mijlocul lunii septembrie 2018 locuitorii Chișinăului deja vor putea utiliza biletul electronic. Această declarație a fost făcută la ședința Consiliului Municipal Chișinău, unde a fost votat conceptul actualizat de introducere a biletului electronic. În cadrul acestei ședințe a fost creată o comisie din care făceau parte vicepretori, consilieri municipali, reprezentanți ai transportului urban, ai societății civile, profesori ai universității tehnice. Această comisie avea drept scop elaborarea proiectului final. Însă, la nicio ședință a comisiei din ultimele 9 luni nu au participat nici reprezentanții primăriei, nici ai parcurilor de troleibuze sau autobuze, a spus Țurcan. De ce? Totul este foarte simplu. Nimeni nu vrea să se despartă de banii în numerar. Nimeni astăzi nu o să ofere niște date statistice reale despre fluxul de pasageri, pentru că ele nu există. Schema este următoarea. Dumneavoastră achitați pentru bilet, banii sunt colectați de către conductor care îi transmite încasatorului, apoi banii merg spre parcul de troleibuze și sunt fixate veniturile zilnice. Nichita Țurcan a menționat despre scandalul recent cu vânzarea biletelor false în transportul public din Chișinău, precizând că ele nu puteau fi deosebite de cele adevărate. Un grup de conductori tipăreau bilete și le vindeau. Cu un asemenea sistem de colectare de bani, furtul este posibil, a spus consilierul. De asemenea, Nichita Țurcan a anunțat că 43% din venitul biletelor pentru transportul public merge spre cheltuielile aferente, inclusiv pentru tipărirea biletelor. În alte orașe, ponderea acestor cheltuieli constituie de regulă 9%. În condițiile în care serviciile primăriei ignoră acest proiect, consilierul PSRM a propus testarea introducerii biletului electronic pe liniile autonome de transport public din Chișinău.